Un premiu special îl acordăm pentru performanțe remarcabile în domeniul farma domnului Ioan Nani, care conduce Antibiotice Iași, o companie cu acționariat majoritar de stat. Președinte al Consiliului de Administrație și director general Antibiotice S.A., Ioan Nani și-a început activitatea la Antibiotice în 1994 ca director financiar, iar din 1998 ocupă funcția de director general. De profesie economist, a acumulat de-a lungul carierei o experiență remarcabilă în economie și management. De 21 de ani, de când este director general la Antibiotice, Ioan Nani a condus compania spre dezvoltare și profunde transformări, reușind să ghideze echipele de specialiști spre performanță. Antibiotice a devenit principalul producător român de medicamente generice, un business sustenabil, orientat către cunoaștere și dezvoltare, cu o cifră de afaceri care a crescut de 10 ori în această perioadă. Bună seara! Mulțumim pentru onoarea de a ne acorda acest premiu. Domnul director, din păcate, nu a putut fi prezent. Mâine avem Consiliul de Administrație. Dumnealui conduce destinul acestei companii, așa cum ne place și nouă să zicem, cu știință și cu suflet, împreună cu întregul colectiv, cei aproape 1500 de angajați. Mulțumim pentru recunoaștere!